Avea 38 de ani și era mamă. Nicoleta avea doi copii care astăzi o caută pe cer. Un băiat și o fată care nu întreabă de tată. Doi copii care poate astăzi ar fi avut un alt destin dacă ordinul de protecție n-ar fi fost doar o bucată de hârtie. Doi copii pentru care statul român n-a făcut și nu face nimic. Nici măcar nu le dă pensie de urmaș și nu le permite dreptul de a dezbate succesiunea. Ei sunt doi dintre orfanii speciali ai violenței domestice. Mătușa lor a ales să vorbească în exclusivitate într-un nou episod al campaniei Pumnul lovește, indiferența ucide, pentru ca femei ca Nicoleta să nu mai ajungă la 2 metri sub pământ și pentru ca orfani ca ai ei să nu mai fie umiliți de stat. Eram 3 surori și 2 frați. Nicoleta era cea mijlocie. A fost bătută cu cuta de bețivă. Îi era teamă de el și credea că este în pericol. De asta a și cerut ordin de protecție și l-a și obținut. Se întâmpla la începutul lui noiembrie 2017. Când a fost ucisă, dosarul a zăcut în secție. Criminalul a fost audiat o singură dată pentru că s-a dus el la poliție să mărturisească, să se descarce și și-a ucis soția cu ordinul de protecție în mână. Nimeni nu l-a pus sub acuzare până în ziua crimei, 26 ianuarie 2018. E ziua care și acum o ține captivă pe fetița lor. Fetița a văzut-o pe mama ei, care deja era inconștientă, l-a văzut pe tatăl ei cuțit în mână. A rămas acum, cu sechele mari. Câți ani avea fetița atunci? 5 ani jumate. Ea gândește ca un copil la 5 ani jumătate. La 9 ani care îi face luna viitoare. Unde este ea? La mine. Și mai avea un copil? Da, un băiețel, un an jumate, care este la sora mea. Am mers la 6 psihologi, am fost internată la psihiatrie. Diagnosticul este o traumă. O durere cumplită, dincolo de cuvinte. Dar care trebuie spusă, pentru că în fața televizoarelor sunt și alte femei ca ea. Vă mai întreabă despre mamă? Știe că nu este. I-am explicat că mama ei a devenit un înger. Noaptea o putem vedea sub formă de stea și că a ales ca eu să fiu mama ei de pe pământ. Iar el, cel care i-a luat mama... Tot a fost premeditat. Și-a pus cuțitul cu o seară înainte în mașină, a declarat cu ura de moarte, a fost condamnat. Sentința de la tribunal era pedeapsă cu viața, pe când la curtea de apel i-a dat 21 de ani. Nu prea am înțeles treaba asta. Instanța a acordat și daune civile? Instanța a acordat, dar nu am avut. Nu le-am obținut. Nici măcar cheltuielile de judecată nu le-am obținut. Din potrivă, surorile Nicoletei au preluat toate poverile pe umerii lor. Au început cu creditul ipotecar de 100-120 de euro pe lună la apartamentul celor doi din București. Ar vrea să le rămână copiilor, dar pentru asta trebuie să dezbată succesiunea. Ați reușit să deschideți succesiunea? Nu, pentru că am avut piedici mari. Decizia de la Curtea de Apel nu mi-a venit legalizată. În momentul în care m-am dus să o legalizez comunicând prin mail-uri cu persoana responsabilă de la Curtea de Apel, dându-mi informații, actele necesare care trebuie să le pregătesc, au făcut și programare, m-am prezentat. Când am ajuns acolo cu dosarul, mi-au spus că nu trebuie să ajung acolo. Au zis că nu, trebuie să mergeți la tribunal. Oricum mi s-a vorbit foarte urât, de parcă eram eu inculpatul. Am ajuns la tribunal, nu m-au privit înăuntru. Au spus, din cauza pandemiei, trebuie să-mi fac o programare. Am sunat, nu a răspuns nimeni. Într-un final a trimis actele cu poșta. În tot acest hățiș birocratic insultător, cei doi orfani aveau nevoie de bani să supraviețuiască. Statul român v-a ajutat cu ceva pentru cei doi copii? Da, sunt în plasament, cu 600 de lei pe lună. Alocația de stat care... Și pentru ea a trebuit să mă lupt. Pensia de urmaș, dacă vă spun,
acolo pe decizie scrie că a murit de moarte normală, deci nu că a fost ucisă tocmai pentru a le da pensia mai mică. Noi nu am intrat în posesia pensiei. Maria luptă pentru copiii Nicoletei, dar și pentru copiii mamelor care stau captive în relații toxice. Să-și facă curaj să renunțe prin orice mijloace, pentru că există viață. Cum arată viața după o relație eșuată? Ce soluții sunt pentru a ieși din capcana violenței domestice? Aflați din episodul următor al campaniei Pumnul lovește, indiferența ucide.